probabil și pe criteriul specializării și al proximității. Deci, ca să rămânem într-o notă optimistă, să sperăm că legiuitorul se va hotărâ și va tranșa clar această chestiune, ca să nu ne trezim că o parte din atribuția instanței de tutelă sunt la judecătorie și altă parte la tribunal. Dar ce vreau să spun este că, cel puțin la o vedere sumară a problemei, nu știu dacă aceste chestiuni și-au locul doar în legea de organizare judiciară. Pentru că legea de organizare judiciară, în general, nu cuprinde norme de procedură extinse. Adică cuprinde unele norme de competență și cam atât. Organizarea și funcționarea instanței de tutelă nu înseamnă doar a reglementa cine anume, ce secție, ce complet este instanța de tutelă și cum ajunge judecătorul acolo, ci care sunt procedurile aplicabile. Ori în noul cod de procedură civilă, cartea cu privire la procedurile necontencioase, n-ar trebui să greșesc, cartea a treia, cuprinde ca și în codul în vigoare aproximativ 12 articole. Este clasica, bine cunoscută procedură necontencioasă, destul de sumar reglementată. Ori după cum spuneam, trebuie să ieșim un pic din paradigma litigiului, a contenciosului, și să vedem că chiar și codul distinge foarte clar, ce puțin articolul 265, din cod, vorbindu-ne despre măsuri date în competența instanței judecătoare și litigii privind aplicarea dispozițiilor prezentei cărți. Ori măsurile sunt, țin de o procedură necontencioasă. Sigur, cred că ne putem descurca și cu procedura necontencioasă, așa cum ne oferă legiuitorul noului cod de procedură civilă, dar pe de altă parte, și cam asta vreau să vă mai semnalez aici, sunt o seamă de dispoziții care implică totuși, ar putea implica și proceduri speciale. De exemplu, avem texte precum articolul 128 în noul cod civil, unde ni se spune că instanța din oficiu de tutelă poate lua inițiativa constituirii Consiliului de Familie. Ce este Consiliul de Familie? O altă inovație substanțială în materia tutelei. Consiliul de Familie, ne spune articolul 124, se poate constitui, deci constituirea sa este facultativă, pentru a supraveghea modul în care tutorul își exercită drepturile și își îndeplinește îndatoririle cu privire la persoana și bunurile minorului. Articolul 136 dispune că măsurile privind persoana minorului se iau de către tutore cu avizul Consiliului de Familie, cu excepția măsurilor care au caracter curent. Deci dacă mi este permisă o licență probabil destul de gravă, putem spune că Consiliul de Familie este un fel de Consiliu de Supraveghere, în timp ce tutorul este un fel de director, da? Care se ocupă de afacerile curente. Da? Deci Consiliul de Familie nu are un rol executiv, ci mai degrabă un rol de supraveghere și de ponderare a puterilor extinse ale tutorului. În cazul ocrotirii părintești, bineînțeles că nu se constituie Consiliul de Familie și legea dispune expres acest lucru. Există, de asemenea, o dispoziție care prevede că, articolul 151, prevede că instanța de tutelă va efectua un control efectiv și continuu, da? Efectiv și continuu, asupra modului în care tutorele și Consiliul de Familie își îndeplinesc atribuțiile cu privire la minori și bunurile acestuia. În îndeplinirea activității de control, instanța de tutelă va putea cere colaborarea autorităților administrației publice, a instituțiilor și serviciilor publice specializate pentru protecția copilului sau a instituțiilor de ocrotire după caz. Așa cum sunt structurate atribuțiile instanței de tutelă în momentul de față, cum par a fi concepute de legiuitor, cred că ar fi contraproductiv ca pentru fiecare măsură sau cerere care privește același minor să se constituie un dosar distinct. Probabil că ar trebui adoptat un sistem similar celui de la insolvență, în care să existe un singur dosar, este corect, nu vreau să spun prostie, sunt civilist, da? Se constituie un practic un singur dosar în cadrul căruia se formulează toate cererile care îl privesc pe respectivul minor. Da? Probabil că ar fi mai util. Ar fi și acolo este același judecător? Păi și nu crezi că și aici trebuie să fie același judecător? Pentru că până la urmă cunoaște situația personală. El l-a numit pe tutore, acum să vedem. Trebuie să revoce? Cred că așa ar trebui să existe și de asta sunt dispoziții procedurale. Așa ceva ar trebui să existe și pentru instanța de tutelă. Da? Este desemnat un... Pentru că până la urmă nu cred că există un interes legitim al părții, mai ales într-o materie preponderent necontencioasă, să aibă de a face de fiecare dată cu alt judecător, pentru că nu mi-a plăcut ce a dispus judecătorul data trecută. Nu-i da. E problema și că e
posibilitatea instanței de a analiza situația minorului este mult mai facilă dacă are la dispoziție tot dosarul minorului cu desigur, evoluția în timp. Decât să atașeze 14.000 de dosare care sunt prin tunare sau mai știu pe unde. Și să umble toată instanța să caute dosare. Așa este. Deci aceste lucruri trebuie avute în vedere și, repet, mai ales aș sublinia acest aspect, că este vorba preponderent despre proceduri necontencioase. Deci chiar și în lipsa, să luăm scenariul defavorabil în care nu vor exista alte dispoziții legale mai amănunțite, în care pur și simplu instanța, pornind de la texte de drept substanțial, va trebui să se folosească cât poate de procedura necontencioasă în vigoare și să evite cumva gândirea aceasta de contencios. Desigur, există și litigii, în sensul, de exemplu, tutorele poate formula plângere împotriva hotărârilor Consiliului de Familie. Da? Pot exista și litigii propriu-zise, acestea sunt, desigur, chestiuni contencioase. Nu aș insista foarte mult, pe, inclusiv din motive de timp, pe tutelă și curatelă propriu-zisă, conținutul lor, doar atât că aș semnala, de exemplu, la tutelă că părintele are posibilitatea de a-l desemna în avans pe tutore, prin act unilateral sau contract de mandat, de exemplu, prevăzând dispariția sa, dacă, de exemplu, suferă de o boală gravă, sau pur și simplu ca măsură de prevedere. Desigur, instanța este cea care în cele din urmă îl desemnează pe tutore, dar luând în considerare în principiu, dacă nu se opun motive serioase, voința părintelui. La fel, există norme cu privire la persoanele care au obligația de a îndeplini sarcina tutelei, ori de a fi numite în cadrul Consiliului de Familie și există criterii de astfel de numire. Bun, aș, din rațiunile de timp arătate, aș trece peste alte detalii cu privire la instanța de tutelă, dacă dumneavoastră nu mai aveți alte observații sau întrebări. Spuneți, vă rog. Da. Gradul al treilea. Deci articolul 229 alineatul al treilea din legea de punere în aplicare a codului civil, care vorbește despre posibilitatea instanței de tutelă, care nu există până la modificarea legii de organizare judiciară, care poate delega prin încheiere îndeplinirea atribuțiilor către autoritatea tutelară. Da, este un text foarte interesant și ridică o seamă de întrebări. Să-l numim interesant, da. Delegarea prin încheiere, în primul rând, instanța de tutelă există și până la modificarea legii de organizare judiciară, sunt secțiile sau completele specializate de minori și familie și în raport de artul 1 din codul de procedură civilă ar fi în principiu judecătoria. Asta este, lucrăm cu acest provizorat. Ce s-ar putea face, de exemplu, în situația deschiderii tutelei, articolul 140 din noul cod civil dispune că un delegat al instanței de tutelă face un inventar al bunurilor minorului. Cine este delegatul instanței de tutelă? Aici s-ar putea aplica acest text în care, de exemplu, instanța de tutelă spune noi nu avem niciun delegat care să facă așa ceva și însărcinăm autoritatea tutelară să se ocupe de această chestiune. Da? La fel se prevede că și autoritatea tutelară efectuează în continuare raportul de anchetă psihosocială prevăzut de codul civil, cu anumite excepții acolo reglementate. Bun, deci am încheiat în principiu în partea referitoare la tutelă și curatelă, sigur, într-un mod foarte sumar, trebuie să admit. Să trecem la identificarea persoanei fizice. Pentru că aici avem câteva chestiuni care au de asemenea impact procedural și procedura este întotdeauna interesantă. Trecând peste reglementările referitoare la nume, aș dori să atrag atenția asupra noilor dispoziții în materia domiciliului. Pe de o parte, în primul rând, articolul 86, urmând în acest punct dispozițiile constituționale, consacră dreptul cetățenilor de a stabili ori de a schimba în mod liber domiciliul sau reședința în țară sau în străinătate, cu excepția cazurilor anume prevăzute de lege, cum sunt, desigur, măsurile de siguranță în materie penală. Nu este o măsură de siguranță, nu interzicerea de a se afla în anumite localități. Se prevede expres că o persoană fizică nu poate să aibă în același timp decât un singur domiciliu și o singură reședință, chiar și atunci când deține mai multe locuințe. 87 din nou cod civil definește domiciliul persoanei fizice în vederea exercitării drepturilor și libertăților sale civile ca fiind locul unde aceasta declară că își are locuința principală. Această formă este nouă și a rezultat din modificările aduse prin legea de punere în aplicare. Textul avea altă formă inițial, respectiv era locul unde persoana își are principala așezare. Da?
o definiție care se întâlnește atât în dreptul comparat, cât și, dacă rețin bine, în vechiul cod civil înaintea abrogării cărții întâi. Practic, se poate spune că, având în vedere și modificările de la articolul 89, că legiuitorul a optat pentru o certitudine juridică sporită în definirea noțiunii de domiciliu, dând o importanță destul de mare declarații făcute la organele competente pentru evidența persoanelor. Astfel, în articolul 89 alineatul 2, ni se spune că stabilirea sau schimbarea domiciliului nu operează decât atunci când cel care ocupă sau se mută într-un anumit loc a făcut-o cu intenția de a avea acolo locuința principală. Cu alte cuvinte, pentru stabilirea domiciliului sau schimbarea domiciliului sunt necesare, ar exista două elemente constitutive, ceea ce de altfel nu este nimic nou și se regăsește ca analiză și în dreptul comparat. Pe de o parte, un element faptic, real, anume stabilirea efectivă a locuinței sau mutarea într-un anumit loc, iar pe de altă parte, intenția subiectivă, intenția subiectului de drept de a-și stabili acolo locuința principală, de a face practic din acea așezare centrul relațiilor sale cu caracter social și profesional. Cu alte cuvinte, locuirea ar presupune și un caracter de continuitate. Articolul 89 alineatul 3, în schimb, ne spune că dovada intenției rezultă din declarațiile persoanei făcute la organele administrației competente să opereze stabilirea sau schimbarea domiciliului și doar în lipsa acestor declarații din orice alte împrejurări de fapt. Deci aici se acordă importanță privilegiată declarații făcute serviciului, nici nu mai știu cum se numesc, s-au schimbat atât de des aceste denumiri încât în mod deliberat nu mai îmi propun să țin pasul, serviciile publice pentru evidența persoanelor, să le spunem, da? Sau evidența populației și mai simplu. În măsura în care există o astfel de declarație, atunci ea va fi avută în vedere cu prioritate la stabilirea domiciliului persoanei, doar în măsura în care este stabilit că o persoană s-a mutat și totuși această declarație lipsește, dar pe de altă parte pentru noi este evident că domiciliul s-a schimbat, trebuie cercetate din alte împrejurări de fapt dacă persoana respectivă s-a mutat cu intenția de a întemeia efectiv un domiciliu respectiv și atunci trebuie să avem în vedere aspectele menționate anterior, continuitatea locuirii, ponderea relațiilor cu caracter social, profesional și așa mai departe. Desigur, pe noi ne interesează foarte mult dovada domiciliului. Să menționăm și faptul că în articolul 88 este definită reședința ca fiind locul unde persoana are locuința secundară. Iar dovada domiciliului și a reședinței se face cu mențiunile cuprinse în cartea de identitate, dispune articolul 91. Ei bine, în articolul 91 alineatul 2 se află o chestiune pe care cel puțin personal, ca practician, i-am simțit foarte mult lipsa, anume faptul că în lipsa acestor mențiuni în cartea de identitate sau când acestea nu corespund realității, stabilirea sau schimbarea domiciliului ori a reședinței nu va putea fi opusă altor persoane. Se știe că în procedură domiciliul este definit ca fiind locul unde o persoană locuiește efectiv, unde locuiește în fapt, da? Nu interesează în acest context unde figurează persoana efectiv înregistrată. Ceea ce din punct de vedere teoretic este pe deplin legitim, pentru că ceea ce ne interesează este unde îl putem găsi și cita pe pârât. Și pe de altă parte, respectarea efectivă a principiului actor sequitur forum rei înseamnă să al căuta efectiv pe pârât la domiciliul său, atunci când introducem o cerere de chemare în judecată. Pe de altă parte, cred că cunoașteți foarte bine situațiile în care, după ce în prima instanță pârâtul a fost citat la o anumită adresă, nu s-a prezentat și pierde procesul, apare în calea de atac și nu, eu locuiam în altă parte. Asemenea, situații pot fi prevenite de acest text, în sensul în care, practic, un domiciliu, să spunem, clandestin, care nu rezultă din evidențele publice cu privire la persoane, nu va putea fi opus unui terț de bună credință. Și, bineînțeles, bună credință se prezumă. Dacă dovedește părâtul că reclamantul cunoștea pe altă cale,